Bun, bine ați venit la un nou episod de Car Review, mașină second hand. Atât de simplu, aici la Țiriac Autorulate. Și am să vă prezint, nu fața mea, cred că se vede doar fața mea pe ecran, am să vă prezint cât de mare este această mașină pe care o vom prezenta. Am ținut special să fie ceva așa cum trebuie. Am 1,87, să n-au discuții. Am! Nu stau eu drept tot timpul, dar eu am. Mercedes, G-Class, 4x4 la pătrat, atât de simplu, nu începem cu matematica, că oricum n-a fost punctul meu foarte în școală, dar e 4x4 la pătrat și nu doar atât, adică e 4x4 la pătrat și pe lângă faptul că e la pătrat e și Brabus, adică nu AMG, Brabus. Și ca să vă povestesc că eu prima mea întâmplare cu Brabus a fost când eram eu copil mic, ieșit stamate după colț, aș vrea să am o cameră aici să ți-l arăt cum stă. În sfârșit, zici că e o domnișoară de aia care n-are importanță. Trecem peste. Da, deci prima mea experiență cu Brabus a fost când eram copil și umblam în cartierul francez, eu stând în aviație. Acolo în cartierul francez erau mai bogați. Erau bogați, veneau bogați, ne uceam să ne uităm la mașini. Știi? Ne uitam la mașini, cât are în bord? 240, fuge 220. Era lege. Cât are 220, merge 200. Deci nu exista. Și am văzut un Mercedes W124E500 Brabus. Și am zis, băi, și prost, ce-i asta? Neagră era mașina, nu merge de Germania. So, what the fuck? Ce-i asta? Ești nebun? Brabus? Ce înseamnă Brabus? Cine? A, știu eu, mă. Eu deștept de mic. Adică să nu credeți că-s deștept de mare, deștept de mic. Zic, știu, așa îl cheamă pe neamț și a vrut să... Nu eram departe că la câți oameni pe lumea asta sunt care aș vrea să-și... care își doresc să-și pună numele pe mașini. Nu eram departe, dar n-a fost să fie. Era un tuner care modifica doar Mercedes. Nu știu dacă acum și-a schimbat domeniul de activitate și mai modifică și alte mașini sau istoria lor și așa mai departe, dar este un tuner dedicat Mercedes, unde se poate lua această mașină sau orice alt model Mercedes, se duce acolo, se mai pune 150.000 la preț și aia e. Adică e atât de simplu. Bun. Ce este foarte interesant la mașina asta, pe lângă faptul că arată ca un monstru, că se vede pe stradă, că e uriașă, că e gigantică și așa mai departe, este foarte interesant că folosește niște punți de tip portal. Ce e asta? Vom discuta și despre chestia asta. O să mă bag pe dedesubt acolo, îl iau și pe Marius cu mine și vă arăt. Asta mi se pare mie, din punctul meu de vedere, lucru care este wow la un G-Class, care iarăși, din punctul meu de vedere, este mașina supremă ca și mașină de off-road, sau o mașină care merge pe teren accidentat. Au fost niște lupte crâncene între Mercedes și Toyota de-a lungul timpului, în care au participat la diverse concursuri de off-road, diverse întreceri în care mașinile au fost supuse la toate testele posibile și imposibile și G-Class-ul de fiecare dată a ieșit peste Toyota. Eu sunt proprietar de Toyota, n-am niciun interes să spun asta, nu primesc bani nici de la aia, nici de la aia, dar asta este realitatea. Și după ce s-a făcut cea mai tare mașină de off-road, care este Mercedes-ul G-Class, a venit cineva și a zis, hai mă să-i punem portale, ce-o fi? Știi? Adică, nu știu, eu cred că ăia la fabrică acolo stau, se distrează, discut, băi, am o idee, hai să punem, păi ia, du-te mă și pune, hai că pun, știu eu pe niște băieți care asta fac punți, portale, cu asta se ocupă în Germania aici, băieți, ok. Și au zis, haide mă, că vorbim, au vorbit, haide mă, pune și mie niște punți de-astea portale pe mașină, cât mai e, se mai pune 100.000 și costă 50.000 și așa mai departe. Prețul mașinii de vânzare fiind de undeva la 250.000 de euro. Mașina 90 km de la Mercedes de la fabrică, așa cum o vedeți, cu mai puține briz-brizuri, că na, e mașina de serie. Și a ajuns la costul de 250.000. Nu știu dacă știți, dar eu am făcut o afirmație la un moment dat și am zis că cu 250.000 cu siguranță fac o mașină mai potentă decât mașina asta. Afirmație pe care aș vrea să o descriu și să vă explic. Adică știți că sunt niște băieți care își modifică mașinile foarte pasionați de fel și spun, uite, domnule, 700 de cai, pe mașina ta de 600 de cai de fabrică, eu cu 700 de cai te bat. Cu siguranță îl bateți cu o mașină modificată, dar fiabilitatea mașinii și mediul în care se poate folosi și felul în care se poate folosi este distrus. În momentul în care voi modificați o mașină într-o direcție, off-road sau racing sau ce vreți voi, mașina aia este bună doar în direcția respectivă. Mașinile de fabrică,
gata modificate sau pregătite pentru așa ceva, pot fi folosite în toate condițiile de teren și condițiile atmosferice. Adică, ce e mișto la mașina asta? E mișto că poate să meargă cu aceste punți portale cu 220 de km la oră. Wow! Adică eu merg cu Toyota cu 100 pe autostradă, ca să înțelegeți. Nu cred că e foarte confortabil sau foarte safe să mergi cu viteza asta, dar mașina poate atinge vitezele astea, pentru că este dotată cu un motopropulsor. Aici suntem, știi? Trebuie să vorbesc. Motopropulsor V8 de 4 litri, supraalimentat prin două turbine, ce dezvoltă undeva la foarte mulți cai de fabrică, undeva pe la 400, cred, de fabrică, și ajunge la Brabus cu ce scrie pe tetieră, 800. Incredibil, dar asta este realitatea și asta este viața și pentru asta mai plătim niște bani în plus la tunerul respectiv. Nu știu de ce ai avea nevoie de chestia asta, dar mai bine să ai decât să n-ai. Când te întreabă cineva câți cai ai, ți-o umple gura. 800. 800. Și pot să vă mai povestesc o întâmplare amuzantă legată de mașina asta și legată de Brabus, că am zis noi că Mercedes a produs undeva la 500 de modele de G500 4x4 la pătrat, de serie, după care vă dați seama, unele s-au stricat, unul s-a răsturnat, unii s-au dus și le-au modificat la Brabus, alții nu, și spuneam noi, în discuția cu proprietarul, că mașina asta i-ar fi singurul Brabus din România. Cert este că întâmplarea fantastică face să se fi întâmplat cu proprietarul care era la o discuție cu cineva, au venit niște copii care și-au făcut niște poze pe lângă mașină și au spus proprietarului că am și eu de-asta. Și cum ai făcut să aprinzi luminile alea de sus? Că la mine nu s-a putut, că mi-a luat tata mașina la 18 ani, am fost la Brabus și Brabus ne-a cerut 3.000 de euro ca să prindem luminile alea de sus și tata n-a vrut să plătească sub nicio formă. Deci nu este singura și cu siguranță sunt mai multe și sunt atât de multe mașini în România de care noi nu știm. Dar hai să vorbim puțin de mașină. Să vorbim puțin de mașină și de ce este schimbat în varianta Brabus față de varianta G-ului 500 4x4 la pătrat. Avem grila, avem această aerisire care, din ce am citit eu pe internet, n-ar fi trebuit să fie funcțională, dar aici este funcțională. Avem aceste grile Toblerone pe care Brabusul le montează aici, eliminând semnalele clasice de pe aripi, bara cu inserții de carbon, LED-uri, aripile de carbon, care costă doar 5.000 de euro bucata, sunt de fabrică, nu vin de la Brabus. Cele două snorcăle ca să se alimenteze cu aer V8-ul, că despre asta e vorba. Vin imediat și vă deschid și la motor. A, scuză-mă, mă lovește tot timpul pragul, n-aș putea să dau banii ăștia pe mașina asta. Deschid ușa, vreau să umplu ceva și când deschid ușa, pragul electric de la Brabus coboară ca să-mi facă un acces mai facil în mașină și mă jenează pe blug. Vorba aia. La banii ăștia avem amortizori, era chiar culmea să n-avem. Așa arată înghesuiala aici de V8 cu cele două turbine. Le vedem, putem să ne uităm la ele. Ce să zic, ce să fac, că e tot înghesuit. Unde e joja de ulei măcar? Măcar joja de ulei să o văd. Nu mai avem joje la mașinile astea, nu? Da, ok. Cert e că aici, dacă vreți să-i dați curent, aici e plusul și aici e minusul. Nu căutați bateria, că n-aveți de ce. Avem și Webasto, cum ar zice șoferii de tir, Sirocou, dar sunt două companii total diferite. Norocul meu e că am un 87 și pot să închid capota. Marius nu poate. Da. Vino jos. Să le arătăm oamenilor șmecheria. Asta e șmecheria. Și vă explic de ce. Puntea asta portală ce face? Avem aici grupul față cu diferențial și tot ce trebuie, care trece prin niște planetare care ajung aici, da? Centrul roții este aici mai jos, da? Și atunci de aici, de unde vine planetara până în centrul roții, avem niște roți dințate care fac posibilă înălțarea mașinii foarte mult. Vedeți că nu vedem nimic pe dedesubt. Mașina este foarte înălțată, este roata prinsă din mijloc, dar puntea este aici sus. Transmisia asta se face prin niște roți dințate care, repet, au mers cu 220 de km la oră. Ceea ce este fantastic din punctul meu de vedere. Bineînțeles, mașina e dotată și cu niște frâne foarte mari pentru a se putea opri, pentru că greutatea ei este de undeva la 3 tone, 3 tone și jumătate. Dacă nu mă înșel, avem aici și o limită de 210 km. De unde o fi căzut? Hai să o punem aici pe scutul ăsta. Nu o să știe nimeni.
Cum să nu? La banii ăștia o dăm înapoi. Bun. Partea de acces e puțin dificilă dacă n-am avea aceste praguri electrice de la Brabus. De ce? Pentru că nu pun piciorul pe pragul electric, cu toate că pot. Limita de greutate este 220 de kg. Ne trebuia un mâner aici sau aici. Sau, adică mi-e destul de greu. Eu sunt și foarte atletic, mi-e ușor. Dar mi-e destul de greu să mă urc aici. Știi că nu prea am de ce să mă țin de volan. Nu e bine să te ții pentru că există posibilitatea să-i creezi joc în bucșile volanului și așa mai departe. Și nu este recomandat. Deci, domnilor de la Brabus, dacă puteți să puneți voi un mâner aici, vă uitați la Toyota. Toyota are, e ok. E bine așa, volumul, că na. Nu trebuie să reglez volanul. Electric, bineînțeles. Chiar mă și întrebam dacă reglajul volanului este electric. Bun. Și avem în interior ceasurile analogice. Îmi place, păstrăm linia veche a mașinii, că toată lumea cumpără acest G-Class pentru că arată ca un Aro. Ăsta este argumentul de vânzare. Dom'le, aveți mașină de aia care arată ca Aro? Da. Cât e? 250.000. Vreau și eu două bucăți. Deci se păstrează linia clasică, avem butoane, avem buton pentru telefon, fiecare cifră, butonul ei. Clima. Se poate folosi foarte intuitiv. Avem aici butoanele scaunelor încălzite, care sunt dotate și cu ventilație, și cu piele întoarsă, și cu piele neîntoarsă, și cu cucitura, și mama lui cucitura, și carbon. Și cele mai scumpe elemente de interior, pentru că, repet, mașina asta costă o gălăgie de... Bun. Geamurile electrice, butoanele pentru reglarea scaunelor, luminile, totul este ca într-un G-Class normal pe care noi l-am prezentat tot în această serie de mașini rulate, dar era un G-Class normal unde nu aveam aceste elemente de carbon, nu aveam aceste scaune care sunt retapițate și centurile cu roșu și tetierele inscripționate cu 800 de la Brabus. Blocanții aveam și v-am și povestit despre ei, dar din cauza problemelor tehnice de la Rode TV nu am luat sunet, așa că partea aia n-a apărut, dar o să vă explic astăzi ce înseamnă acești trei blocanți și de ce toată lumea e nebunită de cei trei blocanți de la G-Class și cum ne ajută ei în teren. Aș vrea să vă mai spun că această mașină nu este de vânzare. Culmea, bine, nu este. Nu e pusă pe un site de vânzare la prietenii noștri de la Țiriac Autorulate, unde puteți achiziționa mașini care au garanție un an de zile, unde puteți achiziționa mașini prin finanțare, unde puteți achiziționa mașini care au fost verificate înainte, unde puteți achiziționa mașini de la mai mulți dealeri din țară. Țiriac Autorulate are mai multe reprezentante în România, deci puteți cumpăra și de acolo, este fix același lucru. Unde Țiriac Autorulate vă poate aduce la comandă o mașină. Aveți voi un gărgăune sau doi sau mai mulți și ați găsit Prowler, de exemplu, că tot am filmat astăzi și l-ați văzut în Germania, cei de la Țiriac Autorulate vă pot ajuta să vi-l aducă în țară, să vi-l vândă, să vi-l financeze, să vă facă rarul și așa mai departe, tot ce trebuie. Legat de această mașină, v-am spus, nu e de vânzare, dar cum orice lucru are prețul lui, bineînțeles că totul poate fi de vânzare. Schimbătorul cu suspensia care poate fi reglată adaptiv. O să vă arăt și amortizoarele, că n-am discutat de partea aia laterală a mașinii și spatele. M-am urcat fix aici în interior, că na, nu mai puteam, eram nerăbdător. Avem reglaj la scaune, știți, scaune de Mercedes cu cele multe reglaje ale scaunului. Deci pe lângă faptul că le avem electric de aici și putem să reglăm, mai avem și aici niște pernuțe care se umflă și se desumflă în partea lombară și pe la șezut. De infotainment nici nu vă povestesc, că nu cred că își cumpără cineva mașina asta ca să ne explice de meniu și de faptul că, da, știu că avem rezerva aprinsă, e normal, nu știu, are tot felul de lucruri. Ce mi-a plăcut este că poți avea instrumentele de bord aici, să vadă toată lumea cu ce viteză ne deplasăm și vitezometru este... scris până la doar 330 de km la oră. Adică, dacă mergem cu 300,
să aibă acolo ceas, să aibă că electronic, na, să fie așa, să fie bine. E de la 0 la 50, 100, 150, 200, 250, 300. 330. Deci dacă e 330, merge 310. E lege. 320? Ok. Bun. Asta e partea de interior. Partea de trapă e foarte cool la mașina asta. E foarte mare. Huge. Huge. Cine a făcut asta? Stăm cu lumina stinsă. A, da? Păi nu mi-am dat seama. N-am vrut să mă pun într-o lumină bună. Am vrut să rămân în aia proastă în care, cu care sunt obișnuit, ca să zic așa. Bun. Sunt atât de multe lucruri de vorbit aici, încât am să mă rezum doar la blocanți, pentru că asta este partea care probabil interesează pe toată lumea. Și ce înseamnă aceste trei butoane? Aceste trei butoane, în termen din popor, fac cam 1300-1400 de euro bucata. De ce spunem asta? Că un blocant pe față demontat costă cam 1200 de euro, un blocant pe spate costă cam 1200 de euro, blocant central nu montează nimeni, pentru că blocantul central ori vine din fabrică, ori nu vine. Adică acest blocant central aici, face în așa fel încât, în momentul în care noi îl blocăm, și se și vede că este cu funcția 1, deci este prima etapă a lucrului pe care îl poți face în teren, numai în low range, deci doar în reductor, doar în greu, doar cum vreți voi să-i spuneți, se pot activa acești blocanți și acești blocanți fac ca mașina să treacă peste obstacole sau nu. Și să revenim. Avem blocantul central care blochează transmisia, raportul punților față-spate. Deci mașina, dacă este dotată cu un blocant central, ia la un mers obișnuit pentru a reduce consumul și nu știu dacă v-am spus, dar mașina asta merge cu un consum de 21%, ceea ce este fantastic pentru greutatea și puterea pe care o dezvoltă. Acest diferențial central, când nu este activat, face transferul între punți în așa fel încât dacă, de exemplu, mașina ar merge pe un teren perfect drept cu 80 de km la oră, fără ca cineva să atingă accelerația sau frâna, mașina ar trebui să meargă cu un raport cât mai mult către spate. Nu știu dacă poate să facă la 100% și să decupleze fața absolut de tot, dar cu siguranță transmisia este mult mai lejeră și mașina consumă mai puțin. Dacă activăm acest blocant, punțile nu vor mai face transfer și vor trage, să zicem, 50 față, 50 spate. Ne ajută în teren chestia asta. După care avem blocantul de pe puntea spate care face ca roțile să se miște amândouă cu aceeași viteză. În general, mașinile de teren care nu sunt dotate cu blocanți față sau spate, dacă sunt puse în încrucișare, mașinile nu mai pleacă de acolo, pentru că mașinile se poate să vireze, roțile din interior se mișcă mai puțin decât roțile din exterior. În momentul în care avem puntea blocată pe spate și luăm un viraj, roata din interior tinde să scârție pentru că ea trebuie să se învârtă cu aceeași viteză ca și roata din spate. Deci, automat, dacă o roată este în aer, nu mai contează, nu se mai transmite toată puterea la roata cu aderență cea mai mică și se învârt amândouă la fel. Dacă nici așa nu ieșim din problema respectivă și ambele roți se învârt și nu au aderență, mai avem și posibilitatea blocantului pe față, care este recomandat să fie folosit doar pe drept, pentru că dacă virăm, există riscul să rupem planetare și nu e cazul geului, dar e cazul oamenilor care folosesc blocantul pe puntea față. Deci, dacă suntem într-o situație foarte grea, avem blocantul central, avem blocantul pe puntea spate și blocantul pe față. Are și Toyota la fel. Deci, nu ăsta este argumentul prin care mașina asta se distinge sau se departajează de către Toyota, pentru că există și Toyota cu trei blocanți. Nu este niciun secret sau nicio șmecherie. Haide că acum am explicat și partea asta tehnică care probabil îi interesa pe oameni. Vreau să le arăt amortizoarele de pe spate, ca să știi la ce mă uit. Și ziceam că aș vrea să vadă oamenii că această mașină vine dotată cu două amortizoare de tip coilover, care se pot și regla prin duritate dintr-un buton aflat în mașină, confort și sport. Mașina mai are în echipare un sistem de evacuare pe buton, pe care l-ați auzit în timp ce am condus-o. Deci nu este evacuarea mașinii, oricum ea se auzea tare și în varianta de fabrică, dar proprietarul și-a dorit mai mult sunet și a dotat mașina cu o evacuare custom de la Klein, românașii noștri care fac evacuări pentru Ferrari, Porsche și așa mai departe. Hai să vedem cum stăm în spate, dacă tot am venit aici la partea asta. Aici nu mai avem pragul electric care ne facilita urcarea. Iarăși v-am spus, am un mâner aici sus, mă ajută să mă urc. Vezi? Da, mi-am luat Toyota. Ok? Da? Stai bine,
stai bine, ai bancheta încălzită la banii ăștia, se putea și ventilată, dar cred că s-au zgârcit. Geamuri electrice, scrumiera. Scrumiera e Dacia 1310. E Dacia 1310? Nu e, a? E Dacia 1310, mă. Uite-o aici, uite cum e. Uite. Clasic. Asta vor oamenii. Repet, oamenii își cumpără Jeep ca să plouă în el. De-aia își cumpără. Bun. Partea de banchetă cu trei locuri exclusive, mai puțin mai înghesuite ca la mine, la Toyota, dar, repet, nu e vreo comparație sau așa. Avem plasă aici pentru căței, purcei sau alte animale domestice pe care oamenii le mai plimbă cu mașina. Vorbim puțin de partea din spate înainte să deschidem portbagajul și aș vrea să spun că această mașină, fiind de la Brabus, e puțin diferită de G-Class-ul normal, că vine cu această bară spate care are integrate stopurile de ceață și de marș arier, unde la G-Class-ul normal nu le găsim, și acest difuzor F1 Style. Adică, cred că Brabus a zis, bă, tot ce fac eu de acum o să aibă acest stop F1 Style, știi? Și a zis, dacă e G, trebuie să aibă stop F1 Style. O să mă întrebați de bară. Bara metalică ne încurcă la off-road, pentru că e clar că ne micșorează unghiuri, dar este o reglementare de siguranță. Adică exact cum au camioanele, ați văzut că au o bară metalică, să nu intri pe dedesubt, așa e și la mașina asta, e foarte înaltă, are 40 de centimetri gardă la sol, dublu față de un G-Class normal. Și atunci această bară metalică în spate, ea vine cromată, mă bucur că omul a făcut-o neagră, era teribilă cromată. Această bară știu că este inestetică și așa, dar este pentru a reglementa în cazul în care cineva te lovește din spate, să nu intre sub mașină, să o ridice, să chestii de genul ăsta. Portbagajul este foarte mare și încăpător, adică nici nu cred că vă făceați probleme că n-ar fi încăpător. Mă bucur că oamenii care au cumpărat mașina asta sau care au dus-o la Brabus n-au excelat în partea de interior de ăsta mega exclusivist și la partea de portbagaj. Că jur că nu înțeleg, am văzut niște mașini cu... Mai aveau puțin să pună diamante în portbagaj, n-am înțeles de ce, dar... Uite, aici e o mașină care are și o cutie, unde avem kiturile de pană, unde avem și semnalele de pe aripi. Brabusul ți le-a dat la pachet. A zis, eu le scot, pun dacă vrei. Poate le vinzi, OLX, vrei cineva? Hela sunt. Hela? Nu știu. Nu, nici măcar. Nu. Ceva de la Mercedes. În sfârșit, asta este partea de portbagaj. Cărați, băgați, e cam sus. E greu de, știi? Dar asta e, că e sus mașina, ce să facem? Nu știu cine poate să-și cumpere mașina asta pentru off-road. Adică, nu știu, e foarte scump să faci chestia asta și sunt ferm convins că se poate cu bani mai puțin să te distrezi mult mai tare cu mașina asta, dar dacă vorba aia, asta e mașina cu care mergi și te-a prins din soarea pe drum, cred că face o treabă foarte bună în teren. Hai să o și conducem, să o auzim, să o vedeți, să nu știu ce, nu? Hai, hai. De la V8 la V8, eu am mai mers cu G, dar nu cu multe. Și nu AMG, și nu Brabus, și nu nebunii de genul ăsta. Monștri, că nu pot să le spun altfel, un V8 biturbo de 700-800 de cai nu poate să fie numit decât monstru. Merge de toți 350.000 de euro într-o mașină de 3 tone și un consum de 20% la un mers normal în oraș. Mie mi se pare ceva fenomenal. Și nu este fenomenal că mașina asta dezvoltă o asemenea putere pe o asemenea greutate și că merge tare sau sună bine sau că e plină de lux și opulență în interior. Ce este tare rău de tot la mașina asta este că este echipată cu niște punți portale. Că e echipată cu niște punți portale, hai că na. Am mai văzut, să zicem, prin diverse locuri. Dar mașina asta merge cu punțile astea portale, cu puterea asta, cu 220 de km la oră. Ceea ce nu e așa de simplu. Nu știu,
Poate că sunteți obișnuiți cu G-urile Brabus, poate că sunteți obișnuiți cu G-urile normale, poate că sunteți obișnuiți cu G-urile AMG, dar partea asta de 4x4 la pătrat e cu totul și cu totul altceva. E o nebunie care vine de la Mercedes. E o nebunie care vine de la Mercedes, cum să spun eu, în cele mai, nu știu, optimiste gânduri ale pasionaților de... Mi-a intrat SP-ul, ești nebun? Ale pasionaților de mașini de off-road. Probabil că nu se gândea nici cel mai optimist pasionat că Mercedes va produce vreodată în serie, într-o serie limitată, dar în serie, o mașină echipată cu portale și cu 700 de cai și cu tot confortul. O mașină foarte, foarte potentă în teren, adică dacă G-Class-ul, din punctul meu de vedere, este cea mai completă mașină pentru off-road, ei au vrut să ridice totul la pătrat. Adică să ridice totul la pătrat în ideea că bate vântul, asta se aude așa, bate vântul foarte tare afară. Asta, cum să spun eu, dându-mi seama din performanțele mașinii față de G-ul normal, de ce se numește la pătrat? Păi se numește la pătrat pentru că, de exemplu, garda la sol a G-ului normal este de 20 de centimetri, iar la mașina asta este de 40 de centimetri. Deci totul e dublu, ca să nu mai vorbim că este mai lat cam cu 10 centimetri, ca un G normal. Nu știu, în varianta Brabus, dacă se mai lățește în plus față de ce vine de fabrică. Cert este că culmea culmilor este că mașina are un comportament de punte rigidă față, adică are momente când caută puțin drumul. Cei care conduc niște mașini de genul ăsta probabil că o să știe la ce mă refer. Deci nu, nici cu foarte mulți bani și cu tehnologia de la Mercedes n-am reușit să scoatem chestia asta, dar cum să spun eu, cum proprietarii de Jeep spun că își cumpără Jeep pentru că plouă în el și asta își doresc, bărbăția asta de a avea o mașină așa dură, probabil și comportamentul punții rigide pe față nu se poate scoate prin nicio, trebuia să fac stânga aici, da, prin nicio combinație de asta inginerească. Da, mașina virează foarte puțin față de alte mașini, dar are portale. Ce faci, mă, acolo? Ce faci, mă, stamate? Te-ai apucat de matematică? Stai, mă, tine, calculez tracțiunea, că nu știu, mi-ai zis că e... La pătrat. Și mi-a cu 800 de... Nu ți-a ieșit calul, nu? Fă un câine, mă, că nu știe nimeni că e... Stai, mă, puțin, că eu sunt cu tracțiunea până la cai, mai am un pic. Ce e la radical? Bă, nu știu, n-am... Nu! Nu, pe mine m-a trecut profa, să-i dea Dumnezeu sănătate dacă s-o uita la episodul ăsta. Haide. M-a băgat în bac că desenam mașinuțe frumos. Haide, du-te. Da, plec. Da, iartă-mă. Nu. Cum? Că merge, că e la roșu, nu mai păcăli. Păcăli și de 4 ani, ești prost. Merge?